Slăvit să fie Domnul! Sunt bucuros să fiu la voi seara asta. Este un privilegiu pentru mine, pentru că nu eram pregătit să vin în America, dar așa s-a întâmplat, Dumnezeu așa a rânduit și i-a spus un pic la fratele Boliga cum s-a întâmplat. Adevărul este că Dumnezeu ne poartă în carul Lui de biruință, cum zicea fratele mai înainte, și ne încredințăm în mâna Lui, Dumnezeu este cu noi. Slăvit să fie Domnul! Vă aduc salutul bisericii noastre din Vicovo de Sus. Frații au știut de venirea mea, eu nu sunt în ăla care mă ascund și mă duc și nu știe nimeni. Eu spun încă cu o lună, două, trei, înainte, depinde dacă știu, când fac, ce fac, unde merg, dacă se întâmplă, ca să merg mai ales undeva mai departe. Și frații au transmis salutul frățesc al bisericii noastre, care noi îl avem, eu vi-l aduc, îl citesc în fața dumneavoastră și dumneavoastră... Dacă vreți să-l primiți încolo, fraților, fiți sănătoși. 13 Corinteni a doua, versetul 11. Desăvârșiți-vă, îmbărbătați-vă, fiți cu un cuget, trăiți în pace și Dumnezeu, o dragostei și al păcii, va fi cu voi. Spuneți-vă unii altora sănătate cu o sărutare sfântă. Toți sfinții vă trimit sănătate, cei din Vicov, din Bucovina, care știa că vin încoace. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți. Amin. Și cuvântul de salut al lui Pavel Maranata, Domnul nostru vine. Am ascultat cuvântul Domnului, vorbit de fratele, am fost atent și la ce au citit. Fratele Buliga, din cartea Corintenilor a doua, capitolul 4, e adevărat și acolo este un text frumos și o mai citit fratele Ghiță din Filipeni, că n-ați vorbit, n-ați citit sau n-ați nu respectat cuvântul cum trebuia citit, m-am gândit, nu știam nici eu de unde să predic. La urmă i-am zis, măi, au fost multe texte, acum i-am zis lui Buliga, bă, dacă s-a avut nuntă, ce-ar fi să predic o predică de nuntă la voi aici? Măcar că n-avem mire și mireasă. Da, eu nu predic numai decât la mire și la mireasă, îmi place să predic la toată adunarea. Și este adevărat că Dumnezeu este frumos, are lucruri frumoase, care de drept pe noi ne încurajează ca să-L slujim pe El. Și am să vă spun câteva lucruri și din una și din alta, nu cred că vă țin o predică lungă ca altă dată când am fost aici. Țin minte ce v-am spus, că era Paștele și după Paștele numai bine am fost aici și v-am întrebat, dacă vă aduceți aminte, unde a fost Domnul Iisus cele trei zile. Și v-am predicat că mulți greșesc și trimite pe Sfinți în Rai înainte de a veni vremea. Și am spus că Domnul Iisus Hristos, mai repet acum puțin despre aia, că Domnul Iisus Hristos n-a mers, cum zic unii, în locuința morților unde era bogatul. Vă aduceți aminte? Vă spun mai departe, repet că aia e faină, nu pot să o trec peste ea. Acum am avut o discuție chiar cu cineva și vrea să mă corecteze și eu i-am spus, ascultă-mă până la capăt și la urmă hai să vezi dacă mă asculți ca să îmi dai dreptate. De ce n-a mers unde e bogatul? Pentru că pentru noi locuința morților este de drept cei care sunt păcătoși, unde au mers bogatul și predicăm noi la, în mormântări că Lazar a mers în sânul lui Avram, dar vreau să spun că și sânul lui Avram e tot locuința morților. Că pentru noi de drept sunt morți ăia și sunt morți și ăștia lanți. Numai ăia sunt morți, dar mântuiți și intrați în sânul lui Avram datorită neprihănirii. Și dacă vreți mai concret cum apasă Domnul Iisus pe cuvânt acolo, despre Lazar, normal, bogatul spune despre Lazar, trimite rogu-te pe Lazar să-și mai vârful de zidul în apă și să-mi răcorească limba, că-și grozav, sunt chinuit în măpaia asta. Nu, ca pe Moise și pe proroci. Și atunci bogatul zice, nu, părinte, și dacă se va duce la ei cineva de moți, ce vor face? Zice stare. Atunci, cine a mers în sânul lui Avram? Lazar a mers pentru că a fost pocăit. Dacă ne întreb eu, dar cine a dus pocăința? Hai, gândiți că eu predic cu sala, dacă e vorba.
Păi dacă nu mergi acasă, na, fratele, au vorbit bine, e adevărat. Noi nu-i voie, nu-i voie, nu-i voie, dar trebuie să ne prindem de ceva care e voie, e frumos și îmi place să fac și vreau să fac. Nu? Am uitați-vă. Domnul Iisus Hristos a zis așa, s-a împlinit vremea. E 4:17 Matei sau 3:15, dacă vreți, în cartea lui Marcu, zice, s-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi, pocăiți-vă și... Acum, întreb și eu, și dacă el a murit, unde s-a dus? Hai, gândiți, băi! Vedeți, aici e secretul. Cum? Vă spun, fac o paranteză și după aceea mă întorc înapoi tot la asta și după aceea predic ce am de predicat și închei. Azi dimineața am spus unde a fost, că am luat un pic de la capăt, că am vrut să fac diferența dintre har și lege. Că am vorbit despre cele 7 haruri dincolo. Și am arătat prima generație de patriarhi care au trăit în lume. De ce ei, cum au fost și au fost, a doua generație de patriarhi și la urmă, fiindcă și unii și alții nu s-au ținut să ție comunicarea cu Dumnezeu și au început să depărteze, s-a rupt relația dintre ei și Dumnezeu și atunci Dumnezeu a ales din a doua generație după potop pe Avram și a dat legi aspre. Și am zis pe noi, Dumnezeu ne-a scăpat de aceste legi. Și a venit Iisus cu harul. Aleluia! Nimeni nu zice nimica. Băi, dar nu vreți har? Păi, dar n-a venit Iisus cu harul. Păi, spun ca să vă spun și vouă mai tare. Păi, dacă e vorba, am spus și dimineața asta, dar sunt multe chestiuni din lege, foarte groaznice și foarte tari. Spune că un om strângea lemne în ziua de sabat. Și l-a văzut cineva. Și s-a dus și l-a părât la Moise. Moise s-a dus la Dumnezeu și Dumnezeu a zis să-l omoare. Pe mărturia doi sau trei martori. Cum să omoare, măi? Un om costrâns niște lemne ziua de sabat să facă mâncare. Așa a fost legea! Întotdeauna îmi place să arat, dacă vreți, partea de extremă din fiecare situație. Ei, Iisus Hristos când a venit a dus harul. Spune, legea a fost dată prin Moise în cartea lui Ioan, dar harul și adevărul a venit prin Iisus Hristos. Slăvit să fie Domnul! Ce am vrut să spun din astea? La capitolul 6, versetul 3, de ce spun asta? Și vreau să vă spun că predică mulți niște chestiuni și nu sunt adevărate. Și vreau care i-a ascultat să vă convinge și dumneavoastră. Te rog, punem pe monitor capitolul 6 din Geneza, versetul 1, 2 și 3. Spune acolo despre oamenii, capitolul 6, versetul 1, 2 și 3. Când au început oamenii să se mulțească pe fața pământului și s-au născut fete. Fiii lui Dumnezeu au văzut că fetele oamenilor sunt frumoase și din toate și-au luat de neveste pe acelea pe care și le-au ales. Atunci Domnul a zis, Duhul meu nu va rămâne apururea în om, căci omul nu este decât carne păcătoasă, totuși zilele lui vor fi de 120 de ani. Dar de ce nu rămâne Duhul lui Dumnezeu peste ei? Pentru că, spunea fratele, vedeți, păcatul, păcatul. Deci abia a fost botezat cu Duhul Sfânt, că la urmă rămâi gol. Trebuie să păstrezi Duhul Sfânt în tine. E, acum întreb eu, ăia, cine au fost? Îngeri sau oameni? Mă bucur că sunteți maturi și judecați bine. Cum să fie îngeri? Că aud, de-aia am spus că vreau să spun asta. Cum să fie îngeri? Îngerii nu se mulțesc, măi! Așa spune la femeia când a ținut-o 7 bărbați, în capitolul 20 la Luca, spune, zice, la urmă zice, la care va fi nevastă la înviere din morți, dacă tu crezi? E vorba de saducheii care nu credeam în înviere. Și ce le-a zis? Domnul Iisus, tare vă rătăciți, că nu cunoșteți nici și nici puterea lui Dumnezeu. Cei ce vor fi găsiți vrednici de veacul viitor nu se vor însura, nici nu se vor mărita, ci vor fi ca lui Dumnezeu, fiind fii ai în vii. Deci, dincolo nu ne mai însurăm. Păi cum o să vie îngerii să trăiască cu femei? Să mă ierte Dumnezeu, cum a spun asta. Nici n-au organe genitale. Cum fac ăștia poze și pe unii, nu știu, spune,
mințele oamenilor și să știți că diavolul are multe informații greșite care vrea să denatureze adevărul lui Dumnezeu. Ei au fost fiii patriarhilor care s-au încuscrit cu fetele lui Cain și s-au amestecat spița de neam și nu mai venea profeția care a fost dată din 3 cu 15 în Cartea Genesei, că sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui, vorba de Iisus Hristos. Și atunci Dumnezeu o tăia din rație, din porție și o trimis și potopul pe pământ ca să nimicească oamenii. Vă dați seama? Frați și surori, adevărul este că e frumoasă Scriptura. Acum mă întorc înapoi și fratele o citi din Cartea Filipeni, capitolul 2. Eu mai recitesc asta, că e frumoasă treaba. Zice versetul 5. Să aveți în voi gândul că acesta care era în Hristos, el măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut cu un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși. A luat chip de rob, făgându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte. Și încă moarte de cruce. Dar și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele Lui să se plece orice genunchi a celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus Hristos este Domnul. Ce a făcut Iisus Hristos? S-a dezbrăcat de slava cerească. Nu are dreptate el să ne spună dacă nu se leapădă cineva de sine și nu-și ia crucea, nu-i vrednic de mine, pentru că el s-a lepădat de slava cerească, să vină lumea noastră, să moară pentru noi și noi ne batem în joc de pocăință, de Duhul Sfânt, de lucrarea lui Dumnezeu, de Dumnezeu. Dumnezeu e frumos! Aleluia! Citesc 53 Isaia, spuneau frații mai înainte, dar vreau să citesc acum capitolul 53, primele versete, dar sunt așa de frumoase cuvintele acestea și îmi place să le citesc. Spune cuvântul Domnului despre el, despre robul Domnului, despre Iisus Hristos care trebuia să se nască. Și exact așa oamenii au făcut. Zice, iată robul Domnului, versetul din 52, 13. Se va sui, se va ridica foarte sus, după cum pentru mulți a fost o pricină de groază. Atât de schimonosită era fața, atât de mult se deosebea înfățișarea lui de a fiilor oamenilor. Tot așa pentru multe popoare va fi o pricină de bucurie înaintea lui. Împărații vor închide gura, căci vor vedea ce nu li se mai istorisise și vor auzi ce n-au mai auzit. Și citesc, cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? El a crescut înaintea lui ca o odrasă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumusețe, nici strălucire care să ne atragă privire și înfățișarea lui n-avea nimic care să ne placă. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii, obișnuit cu suferința, era așa disprețuit că îți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși el suferințele noastre le-a purtat. Și așa face și acum și pocăinții, nu îl bagă în seamă, nu vine la adunare, nu interesează pocăința, dar vor în rai. Doamne, iartă-ne! Doamne, iartă Biserica Betel! Dumnezeu să ne ierte! Vă întreb, de ce nu ziceți amin? De ce? Nu vreți să fiți iertați? Nu vă place iertarea? Nu ziceți Tatăl nostru și ne iartă nouă? Precum și noi iertăm, măcar că nu iertăm. De multe ori ce îi ținem în inimă și totuși cerem să ne ierte. Și nu vreți să ziceți amin. Doamne, iartă Biserica Betel. Amin. Ei, altfel sunt. Altfel. Acum, uitați ce spune despre El. Vedeți, Iisus Hristos, El care a fost în lumea noastră, care a venit și a suferit ca om, oameni buni, credeți că e simplă treaba asta? Pe Dumnezeu l-a costat. Cine se va duce pentru noi, Isaia 6 cu 8? Cine va merge? Și nu s-a găsit nimeni. Iisus Hristos a venit. Aleluia! Iubesc pe Domnul. Am îmbătrânit, facând dată 80 de ani. Am slujit din tinerețea mea. Îmi place Dumnezeu. Îmi place Scriptura. N-am fost pocăit de formă. Am slujit pe Dumnezeu cu pasiune.
Nu mi-a plăcut păcatul. Nu zic că n-am fost ispitit, că fiecare om e ispitit, dar am mustrat și am cerut sângele Domnului peste mine și peste casa mea, zic și peste biserica unde am slujit și zic acum peste biserica Domnului Betel din Detroit. Sângele Domnului să coboare și să spele biserica și să ierte. Și toată biserica să zică? Iisus Hristos a venit în lumea noastră, s-a dezbrăcat de ce era frumos, că celălalt a fost acolo și a vrut să ia locul lui Dumnezeu. Știți ce spune despre el? Uitați-vă ce spune și oamenii, îți plin de aceea mândrie care o are și el, care a avut-o el. Citeți capitolul 14 din cartea lui Isaia, spune prorocul acolo despre el, despre diavolul, despre omul care de drept n-a rămas credincios lui Dumnezeu. Spune așa, cum ai căzut tu din cer, versetul 12, Luceafăr strălucitor, vă dați seama, fiul zorilor, cum ai fost doborât la pământ, tu biruitorul neamurilor, tu ziceai în inima ta, mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul mai presus de Dumnezeu, de stelele Dumnezeu, voi ședea pe muntele adunării Dumnezeului la capătul miază noapte, așa spune, zice. De aceea spune Scriptura despre el acum în cartea lui Ezechiel, capitolul 28, un cuvânt, alt cuvânt, care exact e paralel cu ceea ce spunea acolo. Uitați ce spune în 28, spune așa, zice, stătea în Eden, grădina lui Dumnezeu, era acoperit cu tot felul de pietre scumpe, de sardoniu și așa mai departe, era un heruvim ocrotitor, cu aripile întinse, spune, stăteai pe muntele lui Dumnezeu în mijlocul pietrelor scânteitoare, zice, ai fost fără prihană în căile tale din ziua cât ai fost făcut până în ziua când s-a găsit nelegiuirea în tine. Din ce? Pentru că s-a gândit să se ridice mai sus decât Dumnezeu, pe vârful norilor, să fie ca Dumnezeu. Iisus Hristos a făcut contrastul, s-a coborât. De aceea ne arată și nouă, smeriți-vă! Întoarceți-vă la Domnul, slujiți pe Domnul, Dumnezeu să binecuvânteze adunarea. Amin. Deci este foarte important asta ce spun și acum uitați-vă, dacă El s-a smerit și Dumnezeu spune, l-a înălțat nespus de mult, și haideți să citim și despre El puțin, după ce El a biruit și a spus cartea lui Matei, capitolul 28, versetul 18, spune acolo, după ce a înviat din morți, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. De ce? A biruit ce? Moartea și a biruit pe diavolul. 12 cu 31 punem, te rog, Ioan 12 cu 31 spunea Domnul Iisus, acum are loc judecata lumii acestea, acum stăpânitorul lumii va fi aruncat afară. Vreau să vă spun că încă nu e aruncat, încă e în cer, încă nu s-a făcut războiul dintre el și Mihail. Dar m-am uitat acolo, citeam în Apocalips, nici nu s-a uitat Domnul Iisus să-l scoată de mână, dă-te jos, bă, că nu ești vrenit de aici, nu. Îl trimite un înger, fiindcă el și îngerii s-a închinat înaintea lui Iisus Hristos. Când citim după ce el, în Apocalipsa capitolul 1, Domnul Iisus Hristos vorbește despre gloria lui și apoi în capitolul 4 și mai ales 5 din Apocalipsa, citesc câteva versete și cu asta închei. Uitați ce spune cuvântul Domnului în capitolul 1 Apocalipsa. Spune așa, în ziua Domnului eram în Duhul și am auzit înaintea mea glasul puternic ca glasul unui trâmbițe, care zicea, eu sunt Alfa și Omega, cel din tâi și cel de pe urmă, ce vei scrie într-o carte și trimite-o celor șapte biserici, Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia și Laodicea. M-am întors să văd glasul care vorbea și când m-am întors am văzut șapte sfeșnice de aur și în mijlocul celor șapte sfeșnice pe cineva care semăna cu fiul omului, îmbrăcat cu haină lungă până la picioare, încins la piept cu un brâu de aur. Capul și părul lui erau albe ca lână albă, zăpada ca albă ca zăpada, ochii lui erau ca para focului, picioarele lui erau ca arama aprinsă și arsă într-un cuptor și glasul lui era ca vuietul unor ape mari. Și în mâna dreaptă ținea șapte stele, din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu două tăișuri și fața lui era ca soarele când strălucea în toată puterea lui. Când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort și a pus mâna dreaptă peste mine și a zis, nu te teme, eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă, cel viu, am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor, eu țin cheile morții și ale locuinței morților și ăsta e Iisus Hristos!
Și toată biserica să zică? Toată biserica să zică? Păi, dar nu vreți să ziceți, ia uite ce spune aici, cei care erau atunci în cer, când el a urcat în cer. Apoi am văzut în mâna dreaptă cel ce ședea pe scaunul de Dumnezeu, carte scrisă pe dinăuntru și pe din afară, peceluită cu 7 pietrele, și am văzut un înger puternic care striga cu glas tare: cine e vrednic să deschidă cartea, să rupă pecețile? Și nu se găsea nimeni, nici în cer, nici pe pământ, nici un pământ care să poată deschide cartea, să uite în ea. Și am plâns, spunea Ioan. Am plâns pentru că nimeni nu fusese găsit vrednic să deschidă cartea, să uite în ea. Și unul din bătrâni mi-a zis: nu plânge, iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea și cele 7 peceți ale ei. Și la mijloc, între scaunul de domnie și cele 4 făpturi vii și între bătrâni, a văzut, stând în picioare, un miel, părea junghiat, că a fost junghiat, acum numai semnele a rămas acolo. De aceea și spune și Isaia că el purta semnele tocmai în cer la Dumnezeu și spune aici, zice: avea 7 coarne, 7 ochi, și care sunt cele 7 duhuri ale Dumnezeu, trimise în tot pământul și auziți. El a venit, a luat cartea din mâna dreaptă celui ce ședea pe scaun de domnie. Când a luat cartea, cele 4 făpturi vii și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ înaintea mielului, având fiecare câte o lăută și potire de aur pline cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinților. Și Doamne, lasă duc de adunare peste biserică, de rugăciune peste adunare. Amin, aleluia! Și cântau o cântare nouă: vrednic ești tu să iei cartea, să rupi pecețile, că ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice limbă, de orice seminție și orice neam. Și ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeu. M-am uitat și în prejurul scaunului de domnie și în jurul văpturilor vii și în jurul bătrânilor am auzit glasul multor îngeri, numărul lor era de 10.000 de ori, 10.000 și mii de mii. Ei ziceau: vrednic este menul care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda. Amin. Amin. Și toată biserica să zică amin. Amin. Oameni buni, noi nu avem curaj să spunem amin, că nu avem siguranță încă noi, pentru că am pierdut Duhul Sfânt, că ne-am luat după lucrurile lumii. Și nu ne interesează pocăința, dar eu v-am adus aici în față îngerii din ceruri. Cerul se pleacă înaintea lui Iisus Hristos, se aruncă cu nunile, bătrânii și heruvimii. Și eu stau nepăsător și nici nu vin la adunare. Și mă doare capul, ce mă doare capul să vin, să mă doare să vorbească nu știu ce. Iisus Hristos e frumos. El a venit în lumea noastră să plătească pentru noi și să ne ducă într-un loc sfânt, frumos și drept. Unde? Citesc 3:21. Cel ce va birui, tot Apocalipsa, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Auzi unde duce biserica? Lângă tatăl, cu Iisus Hristos, e mireasa lui. Aleluia! Nu vrei să fii acolo? Merită să stai sufletul și să te întinezi cu lumea asta, care este așa de păcătoasă și care ne amăcește așa de mult. Și spun pentru tinerețe, pentru copii, din tinerețea mea am căutat în Scripturi și am găsit că tata s-a îmbolnăvit și mama și eu. Am rămas disperat, am zis, rămân orfan, aveam 11 ani și am zis, Doamne, ce-i viața asta? La ce m-am născut? Am spus, pentru ce m-am născut în lumea asta? Să mor așa de repede, să moară, să rămân fără părinți. Și am găsit pe Dumnezeu frumos în Scripturi și m-am pocăit și Domnul m-a botezat și cu Duhul Sfânt. Am predat Domnului când aveam 18 ani, că așa era atunci, așa e și acum regea la noi. Dar Domnul m-a botezat și cu Duhul Sfânt și de atunci nu pot, cum să nu vorbesc în limbi cu Domnul? Dacă m-a botezat, cum? Și am părtășia Lui și am locul meu și vă spun ceva vouă acum. Pocăiții s-au săturat de pocăință, pentru că sunt lipsiți de Duhul Sfânt. Cornel mi-a spus odată că a avut o confruntare la o convenție de asta unde Canada și Statele Unite și a început să spună: nu mai trebuie Duhul Sfânt, ce puteți cu Duhul Sfânt, ce mă stăruiți? Și Cornel îmi spune mie și mi-a spus ce-a vorbit după aia și o tras tare. Cornel, ăștia au rămas ca sticla aia în care era ulei
au rămas numai scursurile alea pe margină ulei, numai gol. Așa se întâmplă. De ce au zis Domnul Iisus? Oare la venirea mea voi mai găsi o credință? N-am zis să vorbesc. Am zis că n-am timp să vorbesc și vreau să închei. Și vreau să închei, că mie nu-mi place să vorbesc mult. Dar uitați-vă, Domnul Iisus Hristos a zis, băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Că vor veni mulți în numele meu. 24, cartea lui Matei. Vedeți? Vor veni mulți în numele meu. Uitați-vă și acum ce s-a întâmplat la Timișoara. Nu? Vorbesc de închinarea aceea urâtă, murdară, diavolească. Diavolească. Oameni buni, toți citiți Scriptura, se aruncă cu fața la pământ și cerul se aruncă cu fața la pământ, nu cu burta în sus, să mă ierte Dumnezeu. Închinare drăcească, nu dumnezeiască, minciuni. Dumnezeu este sfânt. Aleluia! Și nu primește orice fel de închinare. De aceea au venit înșelătorii înainte de a veni Domnul. Am vrut să vorbesc de venirea Domnului, să spun sincer. Și vă spun câteva lucruri. Când va fi venirea Domnului acum? Și cu asta închei. Știi când? Acum am citit capitolul 5. În capitolul 6, el rupe pecețile. Și când începe la capitolul 6, la prima pecete, calul alb. La pecetea a doua, e calul roșu, că ia pața de pe pământ. La treia pecete, e calul negru, criza. Că oamenii nu mai lucrează, că așa se răscolesc. Și nu mai cred, nici nu știu ce-i cu ei. Sunt buibaci. Că Dumnezeu ia pacea de pe mânt. La capitolul 4 vine solul morții. La pecetea 4, pardon. Vine solul morții. Și la pecetea 5, sufletele care sunt sub altar. Sufletele care sunt sub altar. Și ce se spune? Mielul a rupt pecetea. Nimeni altcineva. Mielul. Zice Elisa, ei au întrebat așa, până când, Doamne, zăbovești ca să răzbuni sângele nostru asupra locuitorului pământului? Și ei, lor li s-a spus așa, să mai aștepte puțină vreme până când se vor împlini numărul tovarășilor lor de slujbă. Și atunci li s-a dat câte o haină albă. Mă întreb, vor mai muri oameni martiri? Pregătiți-vă că nu știți ce vă așteaptă. Altfel, spunea fratele, rămânem cu 40, 50, 70 de ani de pocăință dacă nu avem Duhul Sfânt în noi și dacă nu suntem călăuziți de Duhul Sfânt. Cum să spui că nu ești, n-ai nevoie de botezul cu Duhul Sfânt? Doamne, coboară Duhul Sfânt peste toată adunarea. Dați seama, ce înșelăciune! Trăim vremea din urmă, nici nu vă dați seama ce vremuri vin peste noi. Spun câteva lucruri și am spus că închei, dar închei. Uitați ce spune la pecetea a șasea. Când arunc mielul pecetea a șasea, m-am uitat și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ. Soarele s-a făcut negru ca un sac de păr. Luna s-a făcut toată ca sângele. Și stelele au căzut din cer pe pământ, cum cad smochinele verzi când este scuturat de un vânt puternic. Ați auzit? Cerul s-a strâns sul ca o carte de piele pe care o fac sul. Și toți munții și toate ostravele s-au mutat în locurile lor. Împărații pământului și domnitorii, căpitanii oștilor și cei bogați, cei puternici și toți robii și toți oamenii sloboți s-au ascuns în peșteri și în stâncile munților și ziceau, munților și stâncilor, cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui ce șade pe scaun de domnie și de mânia mielului. Căci a venit ziua cea mare a mâniei lui și cine poate sta în picioare? Ni s-a predicat un mântuitor, un Iisus care iartă, care ne vindecă, care ne face bine, care ne duce în rai. Iisus Hristos este și Domn. Punem pe rog, te rog, 5 cu 31 fapte. Fapte 5 cu 31, poți să pui și 2 cu 36. Poți să pui și 2 cu 36 și 5 cu 31. Uitați ce spune acolo. Pe acest Iisus, Dumnezeu l-a înălțat cu puterea Lui. Și l-a făcut mântuitor, Domn și mântuitor, ca să dea lui Israel pocăința și iertarea păcatelor. Și l-a făcut Domn. Punem Psalmul 110, versetul 1, te rog. Domnul a zis Domnului meu, șez la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi așternut al picioarelor tale. Punem, te rog, acum Evrei, capitolul 10, versetul 12 și 13.
El, dimpotrivă, după ce s-a adus o singură jertfă pentru păcat, s-a așezat pentru totdeauna la dreapta lui, asta am citit, nu? Versetul 13, și așteaptă acum ca vrăjmașii lui să fie făcut așternut al picioarelor lui. Dumneavoastră știți ce vine peste pământ? Când începe el să rupă pe cețile, vine necazul cel mare, vine nenorocirea, biserica nu-i răpită. Știți când e răpită biserica? Hai să vă lămuresc puțin versetul 13 din 6 și după aceea merg și la biserică. Spune acolo și zice, ce s-a întâmplat în capitolul 6, versetul 13? Și zice, și stelele au căzut din cer pe pământ, cum cad smochinele vers din pom când este scuturat de un vânt puternic. V-ați gândit vreodată la asta? Și eu m-am gândit. Ăștia ne amenință câteodată când vine câte un meteorit mai aproape de pământ și câte unul e prea mare. Zice, dacă lovește pământul, ăștia nu știu dacă le scoate din burtă de la ei sau vrea să facă o intuiție că mai citesc prin Scripturi, că vin stelele. Auziți, nu vine niciun meteorit. Știți care sunt stelele? Ce ține el în mâna dreaptă, Iisus Hristos? Ziceți, ce ține Iisus Hristos în mâna dreaptă? Stele, 7 stele. Cine sunt alea 7? Păstorii celor 7 biserici de pe vremea aceea. Și acum, tot așa este. Și e responsabil păstorul de biserică. Și rugați-vă pentru el sau pentru ei cât sunt. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Să vă ducă în rai. Amin? Acum întreb eu. Acolo arată că sunt bărbați. Dar eu vă citesc un alt cuvânt. În capitolul 12, versetul 3 din Apocalipsa. Ia uitați aici ce spune așa. În cer s-a mai arătat un alt semn. Iată că s-a văzut un mare balaur roșu cu 7 capete, cu 10 coarne și 7 cununi împărătești pe capete. Cu coada trăgea după el a treia parte din stelele cerului și le arunca pe pământ. Când? Versetul 7. În cer s-a făcut un război, Mihail și îngerii lui s-au luptat cu ei, cu balaurul. Și balaurul cu îngerul lui s-a luptat cu el, dar n-au putut birui că Iisus Hristos a biruit și nu s-a mai găsit loc în cer. Și balaurul cel mare șapte de cer vechi a fost numit diavolul și satana, acela care înșela întreaga lume, a fost aruncat pe pământ și împreună cu el toți îngerii lui. Ăstea stelele, ăstea stelele. Și am auzit în cer un glas tare care zicea, acum a venit mântuirea, puterea și împărăția Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului Său, pentru că părâșul fraților noștri, care zi și noapte îi păra înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos. De ce a fost aruncat jos? Că nu s-a mai găsit loc în cer. De ce? Că a biruit Iisus Hristos. De ce? Că trebuia să vină altcineva în cer și nu putea să vie unul peste altul. De aceea vin aceste peceți care curăță lumea. Și vă citez, când va fi răpită biserica? Știți când? Spune tare. Mulțumesc. Punem, te rog, 15 cu 51 Corinteni. Întâia Corinteni 15 cu 51. Iată, vă spun o taină. Nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați. Într-o clipă, continuare, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiță. Trâmbița va suna, morți se vor învia, nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați. Când? Când? Eu am stat de vorbă cu teologi și nu vrea să creadă ce le-am spus, dar acum vă spun vouă și vreau să spun că e foarte adevărat ce vă spun. Când rupem el pe loc în pecetea șaptea, se dezleagă cei 7 îngeri. Și încep cu alte nenorociri și eu nu mai vorbesc despre ele, că am spus că închei. Dar vă spun totuși să vă fac curioși un pic, să citiți Biblia și să vă arat că Dumnezeu ne vrea cu gelozie pentru El. Și eu iubesc pe Dumnezeu și vreau să ajung acolo. Și vreau să vă predic o Evanghelie curată, cum zicea fratele. Și Dumnezeu să binecuvânteze adunarea. Amin. Ei, uitați-vă acum ce spune despre pecetea a șaptea, care e ultima, ce spunea fratele și care scrie în Corinteni. Punem 10 cu 5, Apocalips. Și îngerul pe care îl văzusem stând în picioare, pe mare și pe pământ, și-a ridicat mâna dreaptă spre cer și a jurat pe cel ce este viu în vecii vecilor, care a făcut cerul și lucrurile din el, pământul și lucrurile de pe el, marea și lucrurile din ea, că nu va mai fi nicio zăbavă, căci în zilele
în care îngerul la șaptelea va suna din trâmbița lui, se va sfârși taina lui Dumnezeu după vestea bună vestită de el prorocilor săi. Dar cine-i taina lui Dumnezeu? Hai să vă citesc, mai bine când citesc. Acum vă citesc și vă lămuresc și asta, să vedeți și dumneavoastră. Efeseni, capitolul 3. Versetul 3. Prin descoperire dumnezeiască am luat cunoștință de taina aceasta despre care vă scrisei în puține cuvinte. Citindu-le vă puteți închipui, spune Apostolul Pavel, de priceperea pe care o am eu despre taina lui Hristos, care n-a fost făcută cunoscut fiilor oamenilor în Vechiul Testament, zic eu acum, în celelalte veacuri. Ca adică neamurile sunt împreună moștenitoare cu noi, alcătuiesc cu noi un singur trup și au parte cu noi la aceeași făgăduință în Hristos Iisus, prin Evanghelia aceasta. Da, zice versetul 8, mie care sunt cel mai neînsemnat dintre toți sfinții, mi-a fost dat harul să vestesc neamurilor băgățile nepătrunse ale lui Hristos și să pună lumină înaintea tuturor care este isprăvincia tainei acestea ascunse între de veacuri în Dumnezeu. Pentru ca domnire și stăpânire din locurile cerești să cunoască azi prin biserică înțelepciunea lui Dumnezeu felurit, aleluia! Și taina lui, uitați care este, ce scrie 5:32, pune tot Efeseni, 5:32. Taina aceasta este mare, vorbesc despre Hristos și cine-i taina? Biserica, Hristos, că el a născut-o, categoric, biserica este taina. Se sfârșește taina la a șaptea tâmiță. Citesc acum la 11:15. Îngerul la șaptelea a sunat din trâmbiță și în cer s-au auzit glasuri puternice care ziceau: împărăția lumii a trecut în mâinile Domnului nostru și ale Hristosului său și el va împărăți în vecii vecilor. Și cei 24 de bătrâni care stăteau înaintea lui Dumnezeu pe scaunilor de domnie s-au aruncat cu fețele la pământ înainte și s-au închinat lui Dumnezeu și au zis: îți mulțumim, Doamne Dumnezeule atotputernice, care ești, care erai și care vii, că ai pus mâna pe puterea ta cea mare și ai început să împărățești. Și auziți versetul 18, te rog, pune-l pe monitor sus. Neamurile se mâniaseră, dar a venit mânia ta și a venit vremea să judeci pe cei morți și să răsplătești pe robii tăi proroci, pe sfinții, pe cei ce se tem de numele tău mici și mari și să prăpădești pe cei ce prăpădesc pământul ca acum în 2020. Și vine iarăși. Și vă citesc și asta la întâi din Tesaloniceni, capitolul a doua, Tesaloniceni, versetul 2. Te rog, pune-mi pe monitor ca să mă ajuți mai repede, dacă vrei. Tesaloniceni, a doua, capitolul 2, versetul 2 și 3. Dar citesc și unul, uitați ce spune. Cât despre venirea Domnului Iisus Hristos și strângerea noastră la oaltă cu El, vă rugăm, fraților, să nu vă clătinați în așa de repede mintea voastră, să nu vă tulburați de vreun duc, nici de vorbă, nici de vreo epistolă, ca fiind venită de la noi, ca și cum ziua Domnului a și fi venit chiar. Nimeni să nu vă amăgească în vreun timp, că nu va veni înainte să fie venit lepădarea de credință și a se descoperi omul fără de legii. Cum a fost pandemia, așa va fi pentru biserică încercarea. Și diavolul va vrea să nimicească ce a rămas și a născut Iisus Hristos pe pământ. Și vreau să spun, va veni lepădare de credință la nivel global. Și eu multă vreme am crezut, așa e câte unul care se lasă de pocăință, ca Dima, zicem noi, și așa mai departe. I-am spus, Nicu, într-o zi la noi am dat tema asta ca să vorbească la întâlnirea cu frații și o zis, frate Viorel, vorbește tot despre asta. Și el a vorbit despre Dima, că s-a despărțit de Apostolul Pavel. Eu nu zic, și aia este, va veni la nivel general, cine va putea sta în picioare? Și spune în cartea, punem 21, Luca versetul 36, dar poți să pui de la 34, Luca 21:34. E foarte important. Zice, luați seama la voi înșivă, ca nu cumva să vi se îngreuneze inimile cu buibare de mâncare și băutură și cu îngrijorările vieții acestea și astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră. Mai departe, că ziua aceea va veni ca un laț peste toți locuitorii pământului, peste toată fața pământului. Vegheați, dar, în tot timpul și rugați-vă ca să aveți putere să scăpați de toate aceste lucruri acestea și să care se vor întâmpla și să rămâneți, să stați în picioare înaintea Fiul Omului. Doamne, ajută-ne! Doamne, binecuvântă biserica! Îmi cer scuze! Nu m-am gândit,
m-am gândit altceva să spun, la urmă m-am gândit să predic ceva despre, să vă spun, despre odihnă. Familia locul nostru de odihnă și biserica este locul de odihnă, dacă tot am spus. Este odihna în trei aspecte, odihna trupească, odihna sufletească, odihna familiei, odihna biserică și odihna în țară. Nu predic acum asta, fiindcă v-am spus mai înainte. Vreau să spun, Naomi le-a spus la fete, nororile ei, duceți-vă și Dumnezeu să dea, versetul 1, capitolul 1, versetul 9, Dumnezeu să găsiți odihnă în casa unui bărbat, Dumnezeu să binecuvinteze toate familiile, pe toate surorile și toți frații să fiți odihnă pentru soțiile voastre, dar și ele pentru voi. Dar vreau să spun, și Iisus Hristos, Iisus Hristos se odihnește în biserica Lui. Pune-mi, te rog, Psalmul 132, versetul 3, 4, dar 7, vă interesează mai mult. Psalmul 132, e un cuvânt frumos, ăsta și cu asta închei. Tot am zis că închei, dar mă trage tot să vă spun câte ceva care e frumos. Uitați ce spune Scriptura în cartea Psalmilor despre Dumnezeu acum, adică rugăciunea lui David. Spune aici, nu voi intra în cortul meu care locuiește, nu voi da odihnă, nu voi simt patrul meu în care mă odihnesc, nu voi da somn ochilor mei, nici ațipire proprilor mele, până nu voi găsi, așa de mult l-a frământat pe David, locuința lui Dumnezeu. Cortul și el era în casă de cetru. Și a zis, nu pot. Și acum zice versetul 7, haidem la locuința lui să ne închinăm înainte așternutul picioarelor lui. Dar care e ăla? Scoală-te, Doamne, versetul 8, vino la locul tău de odihnă, tu și chivotul măreției tale. Era atunci cortul care el inaugurase, cum zicem noi atunci, și când preoții n-au putut să stea să facă slujbă, că s-a umplut casa de fum. Ei, versetul 13, da, Domnul și-a ales, Sionul a dorit ca locuința lui și a zis, acesta este locul meu de odihnă pe vecie, voi locui în el că l-am dorit. Și îl voi binecuvânta din belșugrada și voi sătura cu pâine pe săracii lui. Voi îmbrăca în mântuire pe preoții lui și credincioșii lui, vor scoate strigăte bucurie. Casa lui este casa lui Dumnezeu. E locul lui de odihnă. Veniți la adunare, că el vă va da la urmă odihnă. Amin.